După punctul obținut în deplasare la Astra Ploiești, CS Turnul Severin își continuă pregătirile pe terenul Termo. A fost un 1-1 care la fel de bine putea să se transforme în prima victorie pentru echipa noastră, lucru recunoscut și de antrenorul Marian Bondrea. E bine că l-am luat, deși ne doream mai mult, ca de fiecare dată și de data aceasta jocul a fost unul, să zicem, bun, cu nimic sub nivelul adversarilor întâlniți. Dar, din păcate, continuăm pe aceeași linie. Ratăm din situații foarte, foarte clare și pe apărare, de fiecare dată, chiar și jucătorii care pe parcurs, să zicem, evoluaseră mulțumitor, fac greșeli individuale. Este așteptat la pregătiri noua achiziție Gugu, un jucător de lot național de tineret. Una peste alta, Marian Bondrea este mulțumit de ultimele achiziții realizate de CS Turnul Severin. Probabil de săptămâna viitoare se va integra și el în programul nostru de antrenament. De fapt, el a fost prezent duminică la Turnul Severin, dar a trebuit să plece cu echipa națională de tineret în Suedia pentru un joc amical. Am insistat pe lângă selecționer să-l lase să se pregătească cu noi, dar nu am reușit să găsim înțelegere. Poate și el este un jucător de care aveam nevoie. În acest moment consider că ne-am întărit destul de bine și cei doi francezi, pe Thomas pe care l-ați văzut, ne putem baza. Este un jucător puternic, nu este încă într-o formă sportivă, explicabil, e vorba și de starea fizică, dar este vorba și de acomodarea cu noua echipă, cu obiceiuri de altă factură. Și acest Durimel, un fundaș central foarte puternic, tânăr, pe care sper să-l legitimăm săptămâna aceasta. Jocul CS Turnul Severin Universitatea Cluj se va disputa vineri de la orele 19 pe stadionul municipal. Autorul golului de la Ploiești, Cosmin Vancea, crede și el că rezultatul de la Astra putea fi mai bun decât acel 1-1 înregistrat pe tabela de marcaj. Cum a fost jocul de vineri? Foarte, foarte greu, ca de altfel toate. Păcat că l-am câștigat. Putea să câștigați această partidă. Cu siguranță că puteam să câștigăm. Eu zic că puteam să le câștigăm pe toate patru, cu puțin noroc, sau cel puțin să nu pierdem, dar asta e fotbalul. Ce v-a lipsit? Poate și șansa. Bară în minutul 88, eu zic că putea să intre în poartă și luăm 3 puncte. Mila Mitic este optimist și el pentru jocul de vineri, considerând că echipa noastră are nevoie de mult mai multă ambiție în viitoarele etape de campionat. A fost un punct meritat. Dar trebuie să câștigăm și meciul ăsta cu Cluj. Ce așteptați de la meciul de vineri? Suntem obligați să câștigăm. Dacă nu câștigăm, e puțin greu, dar și cu presiune și asta este. Trebuie să luăm 3 puncte neapărat acasă. Ce credeți că v-ar trebui ca să vă reveniți în clasament? Eu zic ambiție. Calitate avem, valoare avem, numai ambiții. Vom reveni și cu alte amănunte de la pregătirile echipei noastre pentru etapa care va începe vineri cu jocul CS Turnul Severin, Universitatea Cluj. Luni s-au încheiat jocurile etapei a patra din Liga 1 la fotbal. În cel mai important joc al serii, CFR Cluj a reușit o prețioasă victorie în deplasare la Oțelul Galați. Învingătoarea severinenilor din etapa trecută, Concordia Chiajna, și-a mai trecut 3 puncte în cont, în timp ce bistrițenii n-au rezistat la Ceahlăul Piatra Neamț. Panturii Târgu Jiu și Steaua se află în fruntea clasamentului Ligii 1 și după etapa a patra.